cum spuneau, sau pe aripi, omul a mizat pe creier. Iată animale care au mizat pe dinți. Altele au mizat pe aripi, nu le avem aici, altele au mizat pe picioare, pe miros, omul a mizat pe creier. Eu vreau creier, creier. Întreaga istorie a omenirii este, de fapt, o istorie a creierului. Nu e istoria războaielor, războaiele sunt produse de creier uman. Nu e istoria ploilor și nici măcar istoria catastrofelor naturale, cum au loc în Nepal. E istoria creierului. Alea sunt bașca, alea vin pe deasupra. Istoria e istoria creierului. Istoria din Ucraina va fi istoria creierului. Nici a petrolului, nici a creierului nostru, al lor, al nostru, al tuturor. Sau noi suntem victime colaterale. Cu toate succesele și insuccesele lui, creierul s-a dezvoltat. Borges, care e laureat al primului Nobel pentru literatură, cât și bune, cât și rele, vorbea de istoria universală a infamiei. Vă rog să o citiți, să vedeți ce făcea creierul. Un preot, în timp ce le ținea slujbă la consăteni, avea niște angajați care le fura vitele. Ca să nu mai vorbesc de faptul că Vaticanul a excomunicat câteva sute de preori pedofili. Deci povestea universală a infamiei vine din creierul uman. Dar se poate vorbi nu numai de infamie, ci și de o istorie a creației umane. Infamia reprezintă mult mai puțin decât creația uluitoare pe care a făcut-o omul în acest milion de ani, să zicem, de când creierul, sau mai bine zis, în ultima sută de ani, de când programele lui și nu volumul creierului s-a îmbunătățit în mod extraordinar. Dar dacă istoria omenirii este istoria creierului, atunci istoria creierului este istoria informației. În general, nici cei care merg la cursul de neuroștiințe nu prea aud de faptul că creierul e un organ informațional. Vorbeam în pauză, spuneam că dumneavoastră spuneați că psihologia nu e o știință și eu cred că nu e. E descriptivă, ce descrie, că ăla îi place, că nu-i place, ce-i plăcere, ce-i durere. E o poveste între aia, n-am intrat încă în miezul lucrurilor. Dar, în general, nu se spune că creierul, istoria creierului, istoria informației. Și nu se spune că el a dus informația pe celălalt cui și că informația are un potențial mult mai mare decât organizarea oricărei substanțe. Are un potențial uluitor. Și ăla îl vedeți dumneavoastră când vă uitați în oglindă. Deosebirea dintre mână și ochi, sau creier, dacă l-am vedea, reprezintă această deosebire între substanță, deși și mâna e extraordinar de organizată, dintre substanță și informație. Deci creierul a dus prelucrarea informației pe culme extraordinare. Drosofila, care are 200, e o mușcă de oțel, care are vreo 200 de neuroni, degeaba-i povestim noi. Ea nu e în stare să înțeleagă ce semnificații dăm noi muzicii dodecafonice. Ar stea și s-ar uita săraca. Am avut o pisică la care am ținut foarte mult, o chema Muchi, avusese și premii, era o pisică persană foarte frumoasă, și îi povesteam. Și dacă nu îi povesteam, se enerva, se supăra. Îi povesteam că am fost la o conferință, m-au ascultat ăia de-am vorbit atâtea prostii și ei și da, au ascultat. Nu știu ce, cred că înțelegea ceva, dar tot, parcă nu cred că înțelegea chiar toate prostiile care le-am vorbit eu. Avea și ea stilul lui, ea mai mult mirosea. Dar omul a dus pe culmile cele mai înalte informații. A acordat semnificații unor semnificații din semnificații. E o chestie care nu stă la îndemâna tuturor și de aia nici nu prea înțelege, nu prea ne înțelegem între noi, deoarece și diferențele dintre noi sunt foarte mari. Deci, pe scurt, creierul a dus pe culme extraordinare informația. Era un potențial. Așa, să zicem, cum mai putea să faci din rix o casă întreagă.
sau cu diverse forme. Nu toate substanțele au același potențial. Informația depășește cu mult, energia fără informație e distructivă. Materia fără informație e moartă. Ea trebuie animată de ceva, condusă. Ca să vedeți ce văd eu, informația este acea parte din univers care direcționează, nu împinge, direcționează evenimentele instabile, pe anumite căi. Posibile. Nu neapărat probabile. Dar în orice caz, reținem că creierul este un organ informațional extrem, extrem de perfecționat. În timp ce stomacul și ficatul și mușchii prelucrează substanțe și energie, creierul prelucrează informații. Nu prea veți auzi asta la medicină. E adevărat? Bun, dar nu veți auzi asta dacă substanța este materia prima a ficatului, informația e materia prima a creierului. Dar asta este și mai important ce vreau să vă spun. Prostia asta e și mai importantă. Dacă ficatul folosește informația pentru a sintetiza substanțe, mii de substanțe necesare organismului, că fără ficat n-am putea trăi și n-aș vrea să se supere pe mine, ficatul meu, creierul folosește substanțele pentru a prelucra informația. E un lucru totalmente diferit. Creierul consumă 20%, deși are numai 2% din greutatea corpului, el consumă 20% din energia organismului, iar la copilul în creștere consumă 60%. Vă dați seama, la aleargă prin casă și creierul consumă cu mult mai mult decât mușchii lui. De ce? Necesită o anumită poveste cu asta. Dar, în general, creierul folosește substanțe și energie pentru a prelucra informații. Iar ficatul folosește informația, că și el produce reglări, pentru a sintetiza substanțe. E o problemă totalmente diferită, pe care nu aș vrea să mor nici atunci, dar nu aș vrea să mor până când manualele nu o vor introduce în text această afirmație. Deocamdată nu e scris. Nu mi-o arătați că va trebui să mor, da? Nu cred că e scris. Nu, eu n-am văzut-o. Creierul primește o cantitate foarte mare de informații. Atât dinăuntru cât și din afară. Mediul extern este o inepuizabilă sursă de informații. Absolut inepuizabilă. Atât de inepuizabilă că nici nu ne putem imagina. El, aici e un calcul aproape simplist, să zicem că 10 la puterea 11 bits pe secundă, un mediu relativ modest. El ar furniza 9 în fiecare secundă. Deci, dar 90% din informațiile primite de creier sunt pe cale optică. Pisica le ia prin miros și noi le luăm pe cale optică. Așa a lăsat Dumnezeu. Și de aia, în anul luminii, am zis să vorbim despre ochiul minții. Deci, informația optică pe care se bazează creierul cel mai mult se referă doar la o mică parte a realității. Deși noi avem 60% informație optică, vedeți că marea majoritate a lucrurilor rămân necunoscute. Noi nu vedem decât un spectru extrem de limitat din câmpul electromagnetic. 60% din ce prelucrăm noi reprezintă culorile. Restul e inexistent pentru noi, decât când murim, că am putea muri la gamma. Dacă ne expune la gamma, murim fără să știm de ce am murit. Dar noi nu sesizăm decât undele acestea optice pe o gamă extrem de îngustă. Și atunci, de unde vreți să știm noi tot? Când nici măcar nu putem sesiza. Că e materie întunecată, că e energie neagră. Deci asta care e tangibilă în diferite posibilități, noi nu o sesizăm. Același lucru se întâmplă și cu urechea. Să nu credeți că fiind în anul luminii, urechea o duce mai bine. Câinii se sesizează mult mai bine ultrasunetele decât noi. Ce aud ei, aud altceva. Dar noi nu sesizăm variații mai mari de 20.000 de herți, sub 15 herți, etc., etc. Deci noi avem, primim o cantitate mare de informații,
dar minusculă față de imensitatea de informații pe care le oferă mediul și care toate ar avea importanța lor. Ce razele gamma, dacă le-am sesizat, n-am fugit de acolo? Și ne-am acoperit în pivniță și n-am murit. Nu? Nu ne-ar mai trebui detectorul Geiger ca să zici în laborator, vezi că țiuie. Bun. Restul realității rămâne ascunsă simțurilor noastre. Principial, că nici ceea ce vedem nu prea înțelegem întotdeauna. Fiecare simț are o arie primară pe care se proiectează pe suprafața creierului. Vedeți aici, dacă vede, ochiul se proiectează în cortexul vizual, în occipital, mirosul se proiectează mai în față, pe bulbul olfactiv, sunetele se proiectează în temporal și așa mai departe. Toate se proiectează pe niște arii. Ce se întâmplă de aici încolo? E o poveste. Până aici lucrurile ar fi puțin mai clare. Dom'le, vezi stele, vezi cortexul vizual occipital. Îl lovește la vedere stele verzi. Dar ce se întâmplă cu aceste informații mai departe? La ce concluzie ajungem? Dacă divorțăm? Dacă nu divorțăm? Dacă ne căsătorim? E o poveste foarte complicată. Evident că solicitările informaționale sunt concomitent multisenzoriale. Decât dacă îl pui într-o cameră izolată. Dar altfel el primește și mirosuri și de aceea televizorul e doar parțial. El nu transmite decât unde sonore și vizuale, dar celelalte, de exemplu, nu miroase. A bine, nu miroase. Și creierul primește informații de la toate organele sale de simț, simultan, în mod obișnuit. Vedeți aici, englezii spun da, el primește la toate organele și încă mai are și semne de întrebare și de la cele care nu le știm. Cu ajutorul acestor informații multisenzoriale, creierul trebuie să recunoască starea mediului în care se află. De ce? Ca să se apere. Dânsul vine cu un pistol și trebuie să mă ascund după stâlpul ăsta. Poate scap. Sau să fac ceva. Deci eu trebuie să recunosc cu ce intenție vine. Intenția nu-i totdeauna ușor de recunoscut. Că nu vine nici eu cu pistolul așa. Vine așa, în buzunar, mai atent, dacă chiar vrea să mă puște, vine mai mascat. Dar eu trebuie să recunosc starea mediului în care mă aflu. Că sunt aici la o conferință, sau că sunt în parc, unde se poate întâmpla ceva sau nu. Și să iau de foarte multe ori decizii foarte rapide de supraviețuire, nu așa numai de flori de măr. Dacă nu mă dau la o parte o mașină care vine pe trotuar din întâmplare, adio, nu mai țin conferințe. Deci, în acest sens, creierul dispune de niște modele interne, adică în sens de a recunoaște sursele care au emis semnale respective. Are modelul de casă, de măr, de păr, de... În 1975 am publicat în revista de cibernetică, în mai multe numere, ale revistei de cibernetică din Belgia, o lucrare intitulată Trecerea de la semnal la informație, sau mai bine zis, recunoașterea prin intermediul superizării procesului de superizare. Poftiți? Ce este? Superizarea înseamnă a trece de la, spre exemplu, de la două litere la o silabă. De la mai multe silabe la un cuvânt, de la mai multe cuvinte la o propozițiune, de la niște puncte la o linie, de la mai multe linii la o figură, în așa fel încât astea să facă posibilă cumva recunoașterea sursei care le-a emis semnalele, dar în culmea este că sursa își face modelul de recunoaștere. Vezi, Nicușor, asta este o masă. Da, mami. Și el își face un model de masă. Aia e o masă. Și vede masa și după aia recunoaște și spune, uite, mami, aia e o masă. Nu, aia e un dulap. Deci își face aceste surse. Unele sunt chiar înnăscute, e o poveste foarte delicată și complicată. Foarte delicată. Domnul Florin, profesor Florin Munteanu, spunea că nu avea subiecte. Subiectele suntem noi, niciodată nu o să se cuvizeze.
subiectele sunt inepuizabile. Deci chiar și problema asta a recunoașterii e absolut inepuizabilă. Deci am descris și eu superizarea. Unii au zis că nu există, până la urmă au acceptat-o și și-au și însușit-o. Dar, mă rog, superizarea asta face modele, prin niște modele recunoaște lumea. Oricum, cum face, cum nu face, eu îl recunosc pe domnul Muntea. Când ne-am întâlnit asta, l-am recunoscut. Cum, necum, asta e. Din păcate, mă recunosc și alții că rălătoresc, mă. Bun. Că recunoaște pe bucățele, cu pălărie, cu, prin puzzle, cu, e treaba lui fiecare, nu-i treaba lui, dar nu intrăm în această problemă. Cert e că recunoaște, noi vorbim de ochiul minții. Și recunoaște o pasăre, recunoaște un camion și recunoaște tot ce trebuie să recunoască. Sau aproape tot. Sau crede el că recunoaște tot. Peste 60% din activitatea creierului prelucrează semnale optice. Acum vă dați dumneavoastră seama cum se ocupă creierul cu nimic. O mică cantitate din realitate, da, domnul profesor? O mică cantitate din câmpul electromagnetic apelează la 60%, supune creierul la 60% din activitatea lui. Cu aia mare brânză nu poate să facă. Că e atâtica, recunoști această pătrițică de masă foarte bine, dar restul... Dar 60% este activitate optică. Nu numai în scoarța occipitală, că de aici pleacă unele în sus, altele în jos, în funcție de semnificațiile care le au. Și până la urmă, 60% e din activitate, e ocupată de prelucrarea semnalelor optice. Dar pentru a putea recunoaște că creierul mai are nevoie și de niște semnale interne, știți de ce? Noi scurtăm foarte mult discuția. Pentru că de multe ori semnale externe nu sunt suficiente. O fi domnul Munteanu sau nu o fi domnul Munteanu? O fi, parcă nu l-am mai văzut de mult, dar parcă nu e el. Parcă și are altă pălărie. Sau după gard o fi un cățel sau o fi un purcel. Dau exemple stupide, dar astea se întâmplă. O fi o mașină, vine o mașină, vine o trotinetă. Ce vine? Ele nu sunt suficiente pentru a recunoaște lumea din jur în care trăim. Și de multe ori suntem obligați să o recunoaștem. De aceea, atunci când lipsesc anumite semnale, creierul le înlocuiește el. Găsește el o formulă. Dom'le, ăla e cățel. Și până la urmă s-a dovedit a fi o pisică. Da? El a zis cățel. Trebuia să zică ceva. Da? Dacă lipsește litera din cuvântul lapte, creierul o înlocuiește foarte ușor și citește. Lapte. Ce putea să fie decât lapte, dar lucrurile nu sunt așa simple. Și apare, deci, apar niște informații care vin din afară și zic fiziologii de jos în sus, bottom up, de la pisică sau de la cățel, dar dacă cățelul e încolo, eu nu știu exact ce face zgomot acolo. Poate o fi cățel pe... Trebuie și niște informații top-down, care zice, bă, e cățel. Și până la urmă s-a dovedit a fi un om, dar n-are importanță. Deci avem niște informații care vin de jos în sus și niște informații care vin de sus în jos. Și asta ar fi foarte bine. Creierul, ziceți că e un organ deștept. Trebuie să recunoască, nu se poate lăsa el. O fi un hoț, o fi un om, o fi un cățel, o fi ceva. Și avem, deci, informații top-down, bottom-up, simplu, clar de înțeles, dar și informații top-down. Astea top-down reprezintă ochiul minții. Pentru că procesele bottom-up reprezintă semnale primite din afară, adică de jos în sus, procesele top-down reprezintă semnale pe care le adaugă creierul de sus în jos. Și el adaugă ce vrea el, ce poate el. Și nu prea poate chiar lucruri foarte bune. Deci aici vedeți cum top-down, bottom-up, și aici altă schemă, dar prin top-down creierul nu completează numai semnalele lipse. Unor completează semnalul în pro... Nu e lapte, domnule, ăsta e lapte praf. Așa crede el. Sau, nu e lapte, e bopsea. Deci, creierul completează nu numai semnalele lipse.
Se apreciază că semnalele bottom up, și aici vă rog foarte mult să fiți atenți la prostia asta, reprezintă numai 20% din semnalele pe baza cărora eu iau o decizie că e pisică. 80% din semnale pe care eu iau decizia că e pisică sunt semnale top, dau, de sus în jos, le pun eu. Eu am personal o mare defect, cred că înțeleg foarte repede și opresc repede pe oameni și constat că greșesc, că e vreau să spun altceva. Și nevastă mea se enervează foarte rău. Vorbesc foarte serios. Că faci pe deșteptul și uite că nu știi. Zic, bine, am înțeles. Nu e, e altceva. Eu cu top-down de multe ori greșesc. Mă grăbesc că viața e scurtă, dar nu e chiar așa de simplu. Și vă dați seama atunci ce noi mai facem noi. Ce recunoaștem? Îl împuș degeaba. El n-a venit să mă împuște pe mine. Îl văd că vine încet și am tras în el. Și de fapt mi-aducea niște bani. Sau îmi spunea că mă duce la mare, sau nu? Și ce recunosc eu? 80% din ce recunosc, știam deja. Nu? Eu zic că e foarte interesant și e foarte important cât de performant e creierul nostru. Inventează. Uneori bine, că lumea nu se schimba dacă tot recunoșteam cățelul, oaia și capra. Trebuia să facem o oaie nouă. Oaia de Noua Zeelandă, nu? Sau elvețiană, vaca elvețiană. De aceea recunoașterea nu este absolut identică cu realitatea. Nu era criminal. Și am împușcat. Degeaba. Știți dumneavoastră ce scandale au fost și sunt și vor fi în Statele Unite când polițiștii împușcă copii negri, care unii n-aveau nicio vină, doar că fugeau pe acolo. Fugeau și ei, da? Nu erau vinovați. Bun. De multe ori creierul inventează o realitate care nu există. Nu există. Noi putem să recunoaștem o pisică pe care nici nu o vedem. Nu o vedem. Numai după miunat. Dacă miaună ceva, acolo e o pisică. Și poate să fie domnul Munteanu. Care miaună. De ce râdeți? Miaună. Și nu e pisică. Bun, recunoaștem pisica când o vedem? Bun, o recunoaștem, o fi, nu o fi. Dar noi putem deci să recunoaștem după, sau după urmele pe care le lasă. Asta a fost o pisică. Băi, Umberto Eco recunoștea după urmele lăsate lucrurile mai vechi și din arheologia noi după urme o recunoaște. Dar e o poveste, nu-i chiar clară. Așa cum am descoperit particule atomice după urmele pe care le lasă în camera cu ceasă. Eu nu sunt chiar convins de bozonul X. Dom'le, o fi? N-o fi? Nici ei nu susțin cu tărie. Că-s mai mulți, că e un câmp. Mă rog, o fi ceva. Dar e indirectă. El lasă-o, nu putem vedea cu ochiul nostru, nu vede, vede puțin și prost. Că nu vede foarte mic. Noi vedem numai urmele, e adevărat? Numai urmele pe care le lasă particulele în camera cu ceața lui Wilson. Și zicem, ca și Umberto Eco, ăla e bozonul X. Și construim o lume care de multe ori explodează, cum e bomba atomică, dar de multe ori nu explodează. Atunci când nu explodează, firmele farmaceutice nu publică lucrările. Adică când nu le convine, nu publică. Ne arată numai progresele. Progresele sunt că bomba atomică funcționează. Foarte bine. Dar multe lucruri nu funcționează. Așa cum credem noi și cum ar crede unii și teoriile nu merg și se învârse succes în fiecare zi. E frumos. Asta e viața. Trăim și noi pe lumea asta și ne-am plictisit. Teribil dacă nu ar fi arta și fizicienii care, și oamenii de știință care se facă de râs de la o zi la alta. Dar în felul acesta ne putem înșela de multe ori. Putem fi victima unor iluzii optice și auditive. Aia nu se învârte deloc. Dar așa crede ochiul nostru. Nu? Că vedem aici o babă, că vedem o vază, că vedem ceva, vedem ce crede fiecare.
pot să apară imagini distorsionate. Oliver Sacks a scris în românește o carte, Ochiul Minții. O găsiți la Humanitas, o găsiți în librării. El a avut un melanom ocular. Melanomul este un cancer foarte grav, deoarece evoluează foarte rapid. Și el ar avea ocular. Melanomul era ocular. La retină. Sau în spatele retinei. Și ca să îl trateze, nu puteau să-i facă operație, decât să-i scoată ochiul. Dar au zis ei că e mai bine să iradieze melanomul și atunci i-a acoperit ochiul cu o placă care emitea raze gamma controlate și a omorât melanomul. Dar el în perioada aia nu vedea nimic. Nu primea semnale, dar vedea ceva. Citiți cartea lui să vedeți ce vedea el. Vedea ceva fără să primească niciun fel de informații din afară. Lui Borses, la oarte, al primul Nobel despre care am vorbit, este orb, era orb. Și descria natura mai bine decât o făcea unul care avea ochi. Și lumea, în general, descris-o foarte frumos. În cazul privării informaționale, dacă îi acoperi ochii, pot să apară false halucinații, iluzii și halucinații. Creierul are o efervescență. Vreau să vă spun că e foarte greu să renunți la știință în favoarea religiei și la religie în favoarea științei. Eu cred că undeva ele se îmbină într-un cap inteligent și oamenii inteligenți pe care îi admir eu au reușit să facă această îmbinare. Și vreau să deschid o altă poveste, dar cred că e foarte complicată. Cred că e foarte complicată, poate mai încolo. Dacă cineva este izolat informațional, el va avea halucinații auditive. Mi se pare, camera asta e singură, e noapte, parcă aud un foșnet. Parcă vine Domnul Munteanu să mă împuște. Râdeți, râdeți, da? Nu vi se întâmplă? Mai ales la cei fricoși. Bă, parcă vine cineva, parcă se aude ceva. Dar unii chiar au halucinații. Dacă stau mult, au stat unul într-o fântână, într-o peșteră, a fost un experiment 40 de zile, stat izolat și a avut halucinații optice, auditive, auzea sunete care nu erau și așa mai departe. Și poate să treacă prin capul lui tot felul de imagini, care, mai de care, mai distorsionate. În creierul vor apare diferite iluzii, deși alucinații. Cai vers pe pereți, va vedea, fără să fie chiar nebun. Că nebun, că normal nu suntem niciun. Aceste alucinații, ca să nu vă supărați, vă spun că penultimul articol care l-am publicat în revista de psihiatrie avea ca motto, autorul nu pretinde că e normal. Ca să nu se supere ceilalți. Că îi jignesc. Și nici nu s-au supărat. Că așa e. E greu. Vedeți, frumusețea stă tocmai în această. Mi se pare, este. Mi se pare foarte frumoasă, tată. Măi, nu lua pe rodica, măi. Te rog eu. E o pe frusinica, măi. Tată, dar mi se pare că e frumoasă. Tu nu vezi că e șchioapă. Șchioapă. Și săracă. Cum să nu vezi ce frumoasă e? Și după un an vine, eu vreau să divorțez. Nu ți-am spus eu, mă băiat. Ce se face? Asta e frumusețea vieții. Asta e farmecul ei. Vă imaginați cum ar arăta viața dacă n-ar fi aceste mici, mici tâmpenii. Aceste alucinații vin dintr-o activitate spontană a creierului. Dacă pe mine m-ar întreba cineva ce mă interesează cel mai mult, deși citesc toată ziua genetică care se schimbă de la o zi la alta, mă interesează tocmai activitatea spontană a creierului. Prin capul nostru trec o mulțime de gânduri, de prostii, de gânduri păcătoase, dacă s-ar vedea ce ne trece prin cap, toți polițiștii ne-ar împușca de prima dată, fără să ne mai întrebe nimic. Și judecătorii ne-ar condamna. E doi la 100 de ani de pușcărie.
pentru tentativă de omor. Nu? Că l-o mor pe vecinul, nu? Ce să mai zic de vecină? Ce? Toată povestea asta trece prin capul nostru, nu vedeți? Uneori ne e rușine, dar asta e. Prin capul nostru trec în fiecare zi 60.000, peste 60.000 de gânduri spontane, care nu ne dau pace. Nu ne lasă în pace. Mergi pe stradă, eu am căzut, m-am lovit, că mă gândeam la tot felul de prostii, în loc să mă uit pe unde merg. Nu? Nu era normal, vedeți?